Personalul auxiliar de specialitate din instanțe și parchete a elaborat o scrisoare deschisă a cărei destinatari sunt Parlamentul și Guvernul României și au adus-o și în atenția presei. Documentul a fost creat la iminenta abrogarea dispozițiilor legale care reglementează pensia de serviciu pentru grefieri. Aflăm cu stupoare și indignare că doriți să ne luați pensiile de serviciu, așa numitele pensii speciale, pentru a câștiga simpatia electorală a unei mase de oameni dezinformați sau greșit informați, spunându-le că ajutați bugetul statului, când, de fapt, eliminarea acestui drept poate avea consecințe negative, tocmai în rândul celor care nu știu despre ce este vorba. Deși am încercat să vă explicăm de ce ne-au fost acordate și de ce se impune menținerea acestor pensii, atât în cadrul dezbaterilor din comisii, pe calea înscrisurilor oficiale, în cadrul corespondenței purtate. Cât și prin intermediul mijloacelor de informare mediatică, încercăm, încă o dată, să vă explicăm aici, în câteva rânduri, în speranța că nu doriți să luați decizii pripite, doar pentru a vă asigura electoratul la alegerile ce vor avea loc în acest an, fie ele anticipate sau la termen. Se arată în scrisoarea deschisă a sindicatelor grefierilor. În scrisoare se amintește de pensia de serviciu a grefierilor, care este una ocupațională, de asemenea că aceasta este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice, grefierilor fiindu-le interzis să desfășoare alte activități generatoare de venit, iar salariul reprezintă singura sursă de venit. S-a mai amintit și de faptul că activitatea instanțelor nu se poate derula fără grefieri, și aceștia au un program de lucru foarte aglomerat și lung, mai mult pe perioada efectuării serviciului de permanență. Grefierii sunt consemnați la domiciliu neavând dreptul de a părăsi localitatea sau de a-și petrece timpul liber. Aceștia mai atrag atenția în document că expunerea de motive a proiectului de lege supus dezbaterii nu respectă normele de tehnică legislativă impuse de prevederile articolului 31 din legea 24 pe 2000, astfel cum a sesizat și Consiliul Legislativ prin avizul negativ pe care l-a acordat proiectului de lege, ridicând probleme de legalitate și neconstituționalitate. Deși n-am fi dorit să rezolvăm problemele categoriei noastre profesionale în cadrul procesului de dialog social prin care partenerii sociali se informează, se consultă și negociază în vederea stabilirii unor acorduri în probleme de interes comun, se pare că singura variantă pe care ne-o lăsați la dispoziție este întreruperea activității în instanțe și parchete la nivel național, organizațiile noastre demarând deja procedurile în acest sens. Astfel se încheie scrisoarea deschisă a grefierilor către autoritățile centrale.